Stimați prieteni, bună dimineața și Hristos a înălțat! Suntem într-o perioadă destul de importantă pentru valorile noastre creștine, ieri a fost ispasul. În parcursul la o perioadă destul de lungă, câteva zile, vom sărbători cu toții această frumoasă sărbătoare și vă aduc aminte, pe data de 23 iunie, peste duminică, va fi o sărbătoare din nou foarte mare, care se numește la noi Duminica Mare. Deci eu vă felicit cu sărbătoarea care a trecut, ieri și urmează, noi o să prăznuim parcursul săptămânii curente și începutul viitoare și vă salut la o nouă emisiune în direct. Săptămâna trecută noi nu am avut cu dumneavoastră acest live, pentru că vinerea trecută eram la Peter. Cunoașteți că am participat la Forul Economic la Sankt Petersburg. Am văzut diferite comentarii la acest capitol. Vreau doar câteva elemente din stat să le răspund și criticilor și să vă informez și pe dumneavoastră. Eu consider că Forumul Economic de la Peter este unul dintre cele mai importante forumuri economice din lume. Eu particip la acest forum începând cu anul 2005, în calitate de viceministru, în calitate de ministru economiei, mai apoi deputat, șef de stat. În acest an, la acest forum, au participat reprezentanții din peste 140 de țări. 29.000 de oameni, lideri de stat, lideri politici, funcționari de stat, businessmeni, detalii foarte înalte, au participat la acest eveniment. Am participat și noi cu o delegație destul de impunătoare, cu primari, cu președinți de raioane, cu deputați în Parlament și cred că a fost o vizită foarte, foarte bună în contextul aprofundării relațiilor economice a Republicii Moldova, nu doar cu Federația Rusă. Celor care critică de ce participăm la Peter, dragi prieteni, noi trebuie să înțelegem cum vom activa după ce se va finaliza războiul în Ucraina. La sigur, el se va finaliza într-o zi. Și noi trebuie să înțelegem, dar ce facem mai departe? Cum restabilim relațiile cu Rusia? Cum vom lucra cu Europa în acest sens? De aceea, eu regret că guvernanții au decis să se autoizoleze de Est, de Rusia, de alte țări. Nu este o decizie corectă și nu corespunde interesul național al Republicii Moldova. Vă informez că săptămâna viitoare voi fi într-o deplasare la invitația unor colegi din țările membri UE. Nu vă dau acum detalii în ce țară membru a Uniunii Europene, dar sunt invitat la un eveniment tot o masă rotundă și voi avea și niște întrevederi oficiale cu reprezentanți sau cu conducerea unei țări membre a Uniunii Europene. Vedem pe linie parlamentară sau pe linie guvernului, dar săptămâna viitoare voi fi într-o țară membru UE, deci e probabil vinerea viitoare, tot nu vom avea acest live, dar vă vom obține la curent. Acum trei subiecte de bază la care vreau să mă opresc în începutul acestei emisiuni și apoi răspund la întrebările dumneavoastră. În primul rând, astăzi este data de 14 iunie 2024. Eu vă dau 10 secunde să vă gândiți, să vă amintiți prin ce este remarcabilă această dată pentru istoria modernă a Republicii Moldova. Eu cred că nu v-ați amintit. Vă spun eu. Exact 5 ani în urmă, Plahotniuc și companionii lui au fugit din țară. A fost tot vineri, data de 14 iunie 2019, 5 ani în urmă, Plahotniuc a cedat voinței poporului și a fugit din țară. A fugit prin Popșoaia. Și a lăsat echipa aici și a fugit. Împreună cu alții. Cu camarazii săi. Nu le dau nume. Vă știți cu cine a fugit împreună. Au trecut 5 ani, dar cu regret, practicile și metodele lui Plahotniuc au fost preluate de actuala guvernare. Te vă amintesc, 5 ani în urmă, noi, socialiștii, eu în calitate de șef de stat, am luat o decizie nu simplă, curajoasă, pentru care plătim și acum. Acum toate dosarele penale și tot absolut presiunea asupra familiei sunt organizate de Plahotniuc și pe oamenii săi din procuratură, sub acoperirea așteptărilor create de Maia Sandu în societatea moldovenească. Noi am avut de plătit și suferit în urma acestei decizii 5 ani în urmă. Eu personal am avut de suferit și sufer în continuare.
Dar vă spun că eu nu regret pentru decizia care am luat-o 5 ani în urmă. Eu consider că a fost luată o decizie în interesul cetățenilor Republicii Moldova, de decapturarea statului. Vă spun, noi suferim. Ieri în judecată a venit domnul Canu, fiindu-l Plahotniuc, care nu are dosare penale. Eu nu cer să-i se deschidă treaba lor ca martor din partea procuraturii împotriva mea. Toți liderii PD acum sunt martori din partea procuraturii împotriva mea. Dar cândva, împreună cu Maia Sandu, spuneam că ei au capturat statul. Uitați la ce am ajuns. Am ajuns la ceea că cei care au fugit din țară, pentru Maia Sandu sunt buni. Pentru justiția Maia Sandu sunt oameni onești. Dar nu nimic, noi să trecem și peste aceasta. Parcursul acestor 5 ani, Partidul Socialiștilor a fost supus, mai ales ultimele 2-3 ani, unor presiuni fără precedent. 12-13 dosare penale mie, colegilor, multe altele. S-a ajuns până la ceea că fugarii oligarhi au încercat să distrugă partidul, să cumpere oamenii din Partidul Socialiștilor. Au încercat să împiedice revenirea mea în funcția de președinte al Partidului Socialiștilor. Iar acum au ajuns la ceea că prin tot felul de analiști, DJ expirați, mă amenință că în curând vor scoate din nou compromatori pe mine, numai eu să nu mă înaintez la funcția de președinte al statului. Voi chiar credeți că puteți să mă amenințați după ce ați făcut cu mine ultimii 3 ani? Voi chiar credeți că lumea nu înțelege toate făcăturile pe care voi le lansați? Video cu Culiocu, deja e clar, toți expertiza va arăta că a fost montat. Și eu nu exclud că acum tehnologiile sunt bune, că și fost mai montați ceva în următoare perioadă. DJ-ul, tare activ, analist politic, știe, mă refer la cine. În fiecare zi spune, că de două n-o să vadă. Tot mă începe. Lăsați sperietorile astea, am mai văzut noi. O să trecem și peste aceasta. Noi nu cedem. Da, noi acum suntem între Ciocan și Nicovală. Pe de o parte e pasul Maia Sandu care îmi deschide dosare penale și presează familia și membrii de partid. Pe de altă parte e oligarhii care au fugit, Plahotniuc și alții, care încearcă să ne distrugă, ne amenință cu compromatori, numai să nu fim activi politici. Eu vreau să spun că ei trebuie cu noi altui. Maia Sandu îi trebuie cu oligarhii, spun că e acest pericolul care vine, dar oligarhilor le trebuie Maia Sandu ca să bată în unica opoziție care a rămas reală în Republica Moldova. Repet, deci avem oligarhii care bată în noi. Și prin procuratura lui Maia Sandu mi-au deschis și mi-au deschis dosare penale pentru ca să ne sperie. În speranța că noi vom fi fugari ca și ei, nu vom fi așa. Pe de altă parte, Maia Sandu cu toate instrumentariul său. Repet, am rezistat și vom rezista. Împreună cu echipa. Dar de datoria noastră este să limităm conflictul, să eliminăm din Moldova aceste practici de pe timpul lui Plahotniuc și persoanele care le-au preluat. Eu cred că asta este unul din obiectivele de bază. Al doilea subiect important pe care vreau astăzi să vă informez. Noi mâine, data de 15 iunie, sâmbătă, organizăm la Chișinău Marșul Familiei. Deja, după mesajul pe care noi l-am lansat, avem sute de mesaje din teritoriu, din partea oamenilor, din partea unor preoți, din partea familiilor cu mulți copii care vor să vină la acest marș. Noi suntem o țară cu valori tradiționale, noi suntem o țară cu familii tradiționale. Noi trebuie să apărăm aceste valori. Noi suntem categoric împotriva promovării și infiltrării în societatea noastră a valorilor minorităților sexuale LGBT. Noi vom promova și vom obține ca în lege să fie inclus răspundere penală pentru promovarea acestor valori în rândul copiilor în școală. Vedem că ne sperie cu sancțiuni, dar noi nu putem ceda sancțiunilor, pentru că este vorba de copiii noștri, de viitorul copiilor noștri. Eu vă îndemn, stimați cetățeni, să dăm dovadă aici de verticalitate. Noi nu putem să cedăm viitorul copiilor noștri.
celor care încearcă să ne infiltreze aceste valori europene care ne sunt străine nouă moldovenilor. Tot în aceste zile, poimâine, duminică, va avea loc marșul minorităților sexuale, LGBT-ul, la care vor participa ambasadori, păziți de sute sau mii de polițiști. De ce vă temeți dacă credeți că sunteți corecți? Da, unii mă întreabă, domnul Dodon, dar de ce nu facem în aceeași zi marșul familiei? Vă spun de ce. Eu nu vreau să contrapun copiii noștri să iasă stenca na stencu cu gheii și lesbienile. Eu nu vreau să scot familii copii împotriva polițiștilor, ambasadorilor și vreau să spun cu P la idioții ăștia. Nu să fie corect față de copiii noștri. Noi trebuie să-i oprim și noi să-i oprim. O să schimbăm guvernare și o să-i oprim așa că o să fugă de acolo de unde au venit. Așa trebuie să procedăm într-o țară normală, tradițională. Dar noi trebuie să dăm un semnal clar că noi, moldovenii, nu susținem aceasta. De ce vă invităm mâine la marș familiei? Dar vreau să vin cu un mesaj către guvernanță și Maia Sandu. Vă rog, determinați-vă, voi cu cine sunteți? Mâine cu familia tradițională sau poi mâine cu lei, cu gheii și lesbienii? Determinați-vă. Maia Sandu, îți propun să faci un coming out. În sfârșit, spui cu cine ești. Noi știm. Noi știm că dumneata susții marșul minorităților sexuale. Păi a venit timpul, poate să faci un coming out. Spui sincer oamenilor. Sau te temi în preajma alegerilor prezidențiale. Și iar o să trimiți pe Alaiba și pe nu știu cine acolo. Fii cinstită. În fața cetățenilor. Și arată și europenilor că nu te temi de nimic. Poftim o provocare. Știm că n-ai să faci nimic. Și trei, subiectul ce este de justiție. Săptămâna asta a fost din nou destul de interesantă. Eu, din nou, vreau să spun presc foarte succint. Noi vorbim de justiție foarte des. Toți strigă justiție. Justiție. Maia Sandu, alegerile prezidențiale parlamentare cu obiectivul de bază luptă cu corupția. Și cu ce s-a finalizat această luptă cu corupția și cu justiția? Noi știm toți. Corupția înflorește în sânul pasului. Maia Sandu cu grupările mafiotice corupte din pas, unul responsabil de drumuri, altul responsabil de gaz, altul responsabil nu știu de ce. În funcții promovați oameni de partid care preia justiția sub control. Grebincea care a fost sau este un fel de spână numai în justiție. Promovat la Curtea Supremă de Justiție. Vă aduc aminte, este reformatorul lui Candu, Plahotniuc, care a fost în toate proiectele, care a elaborat legea, Procuratura Generală și multe, multe alte legi. El le elaborează, e milioane, pe urmă spune că nu-s bune, trebuie reformulate, iar e milioane, pe urmă spune că trebuie o lege nouă, iar e milioane. Și am o șmecherul ăsta și s-a gândit. Dar dați să mă duc eu la Curtea Supremă de Justiție. Și Maia Sandu semnează decretul și-l promovează. Dacă asta e reforma justiției de marca Maia Sandu. Eu aș spune că e foarte talentat acest Grebinci. Întâi și-a făcut lege, așa cum îi trebuie. Pe urmă a făcut vetting-ul, pre-vetting-ul. Și-a pus oamenii lui în comisii, plus secretariatul cu care îl controlează el, oamenii lui. Pe urmă și-a făcut CSM-ul lui, care controlează complet CSM-ul majoritate. CSM-ul a votat în Curtea Supremă Justiției. Stimați parteneri externi, de Maia Sandu nu vorbesc, că la dânsa e zășorină atât, nu vede. Nu, nu la șor mă refer. De ce e zășorină, asta șor. Sau oamenii care șor îi controlează. Dar parteneri, voi nu vedeți ce se întâmplă. Păi asta e grupare criminală organizată. În domeniul justiției. Cercul e clar. Foarte clar. Și voi închideți ochii. Credibilitatea voastră, ambasadorilor UE, SUA, ochii oamenilor simpli, se duce în jos. Inclusiv datorită la așa chestii. Așa că domnul Grebenci a ajuns la Curtea Supremă de Justiție. Avocații mei îl așteaptă cu nerăbdare să preia controlul asupra completului judecat care mă judecă pe mine.
De ce Domnul Grăbie începe, poftim, vă așteptăm, cred că la una din următoarele ședințe o să veniți și o să începeți să, de fapt, să îndepliniți pentru ce v-a numit Maia Sandu. Sau, fiind un băiat deștept, șmecher, posibil să nu vreți să faceți munca grea sau neagră. Mi se pare că o să negociați totuși un fotoliu la Curtea Constituțională pentru a avea stabilitate în funcție de 6 ani. Din nou, cu rezervă, cum și-a făcut una, tot cum îi spune familia, care e membru Curții Constituționale, și-a făcut, s-a dus la Curtea Constituțională, dar și-a rezervat prin decret locuri la Curtea Supremă de Justiție. Asta, văpșe, oamenii normali nu înțeleg asta. S-a discutat mult ultimele săptămâni. Deci eu nu exclud, Grebenci va face tot așa. Pe cota Parlamentului sau pe cota Guvernului. Mă, voi nu înțelegeți o lucru toți, și actualul membru CC care s-a încolo, și Grebenci, și mulți alții. Imediat cum schimbă guvernarea. Dar ea se va schimba. Nu vă salvează absolut nimic. De ce voi credeți și procuror general numit acum, și Grebenci, și alții, că dacă voi ați procedat așa, cu foștii, de ce voi credeți că viitorii nu o să vă cureți pe voi de acolo tot așa? Chiar credeți că practicile voastre nocive, cel puțin la etapa, prima etapă pentru a curăța sistemul, nu vor fi utilizate împotriva voastră? Eu sunt fer convins că vor fi utilizate. Nu vă salvează nimic. De ce aceste legi, aceste decizii acestei MEO-ului, aceste decizii de a face tot felul de șmecherii, ele nu costă nimic. Eu văd că aminte, Plăhotniuc avea Curtea Constituțională în 2019, 5 ani în urmă, care a votat că decretul meu din numirea Maia Sandu este ilegal. A fost așa ceva în istoria modernă a Republicii Moldova. 5 ani în urmă. Cu ce s-a finalizat asta? Toți membrii Curții Constituționale în luna iulie-august, 5 ani în urmă, și-au dat demisia și au dispărut. De ce voi credeți că făcând jocul Maia Sandu acum, voi nu o să aveți aceeași soartă? Chiar sunteți așa de naivi? Sunteți oameni școliți? Poate trebuie să vă gândiți la chestiile astea și la consecințe. Dar consecințele vor fi, ele nu pot să nu fie. Pentru ceea ce faceți voi, consecințele vor fi. Indiferent cine va veni la guvernare după alegerile prezidențiale și parlamentare din anul următor. Dar pasul deja nu va mai avea majoritatea niciodată în viață. Și voi asta știți. Vă așteaptă vremuri grele. Mai bine faceți ca asta, ca, cum îi spune, Popescu. Am înțeles, s-o duș, amul lucrează într-o lungie, nu știu unde. Și tot e bani de la Maia Sandu, dar nipricium. O să fiți nevoiți să răspundeți, să plătiți pentru acestea. Și câteva cuvinte doar despre un alt actor important al tot ce este în sistemul de justiție, domnișoara Drăgălin. Eu văd că s-a activizat și devine din ce în ce mai vocală. Și mi se pare că devine deja puțin deranjantă, deranjantă, incomodă pentru PAS și Maia Sandu. Nu prin acțiuni, dar printr-un grad sporit de independență în luarea deciziilor. Repet, Drăgălin straniu, dar dă dovadă de un grad de independență în luarea deciziilor separate, nu sub dictantul Maia Sandu. Și evident că Maia Sandu nu este mulțumit. Evident că Maia Sandu deranjează prin independență și evident că îi crește ratingul. Eu vă spun mai mult, dacă Drăgălin continuă așa cum a început, eu nu exclud că în câteva luni ratingul Drăgălina să fie aproape de ratingul Maia Sandu. Cei de pe dreapta au înțeles că Maia Sandu este o statică grupărilor mafiotice, criminale, corupte de Maia Sandu, din PAS. Și este parte acestor grupări. Justiție Grebencea, economie Spânul și alții, și asta este evident. Drăgălin este mai independentă și încă nu este ostaticul acestor grupări. De ce? Cei care v-au numit în funcție, doamna Maia Sandu, care v-au dus la guvernare, tot ei o să vă schimbe. Iar Drăgălin, din ceea ce e, să fie mai activ. Crâșa e mai serioasă. La matale Maia Sandu crâșa curge, al Drăgălin se întărește. Pe noi, pe cetățenii Republicii Moldova, aceste lucruri cum tare nu ne bucură, pentru că mineați șâla na mâla, mare lucru nu sunt. Noi trebuie să avem în fruntea țării oameni independenți, care nu stau cu pașaportul român sau american în buzunarul drept, lângă inimă, sau stâncă lângă inimă, și să gândesc în caz ceva, ei de ce o să fugă. Nu trebuie oameni care se gândesc la interesul național, la stat, oameni de stat.
care vor să rămână în țară, care se gândesc să facă viața mai bună aici în țară, pentru că aici își vor crește copiii. Voi nu vă gândiți la aceasta. Voi aveți pașapoartele și locurile voastre separat în alte țări. Și acum câteva întrebări, sper că reușim. Rapid. Așa. Gheorghe Margă. Bună dimineața. Cum de votat corect cu referendumul de toamnă cu da sau nu cu Europa? Deodată a fost da ori nu. Acum am modificat în așa fel că cum n-ai da, e chică în picioare. Cum de votat corect? Gheorghe, în primul rând, acest referendum nu este despre integrarea europeană. Acest referendum este despre introducerea modificărilor în Constituție care permit aplicarea legislației europene. Asta e mult mai periculos. Pentru că aceasta înseamnă că oricare lege aprobată la Bruxelles poate deveni obligatorie în Republica Moldova. Imaginați-vă că iau decizii cu LGBT sau cu terenurile, sau cu multe, multe alte chestii, sau cu limitarea producerii vinului, strugurilor, merilor și multe altele. Așa cum se întâmplă în Europa, le pun cotă de producere, numai mult de așa, trebuie să rupă merile să le dea jos. Iacă despre ce este acest referendum. Și este foarte, foarte, foarte periculos. Eu vă spun ce vom face noi, eu ce voi face. Noi nu recunoaștem acest referendum. Noi considerăm că el este ilegal. El este anticonstituțional. Și este o șmecherie mai sandu în contextul alegerilor prezidențiale. Deci eu nu voi participa la acest referendum. Și vă îndemn și pe voi să nu luați buletinul. Păi că noi când o să mergem pe 20 octombrie, noi o să avem două buletini în față. Unul pentru alegeri prezidențiale, la care trebuie de participat și trebuie votat împotriva mai sandu. Votați pentru oricine doriți. Pentru oricare. Nu vă place tot om, votați dacă eu am spus, că nu știu dacă să candidez. Nu vă plac eu, votați pentru oșcare. Dar la referendum, poziția mea, nu trebuie de participat, nu trebuie luat buletin. Pentru că dacă luăm buletinul și chiar dacă luăm și votăm împotrivă, noi facem quorum pentru Maia Sandu. De ce noi nu-l recunoaștem și nu vom participa. Mariana Rosler. Salutări din Africa de Sud. Salutări. Domnule, îmi este frică să vizitez Moldova acum. Vă doresc succes. Dar, Mariana, eu vă înțeleg pe dumneavoastră. Și asta chiar este strașnic. Când vezi ce face Maia Sandu, când vezi aceste exerciții militare, când vezi rezerviști care cheamă oamenii să facă exerciții militare, îi cheamă la trageri, la îi verifică, americani, aici avioane americane, eu vă înțeleg foarte bine. Guvernarea actuală Maia Sandu ne duce pe calea războiului. Și asta trebuie să înțeleagă moldovenii când vor merge la vot. Votați împotriva războiului. Cum este la noi vorba moldovenii? Fie, ce fi, dar pace să fie. E ca ceea ce face Maia Sandu ultimii ani, ultimele luni, ne pregătește de război. Nu asta pentru ce îmi trebuie. De ce eu vă înțeleg, doamna Mariana Roseler, dar vă așteptăm acasă. Moldovenii tot timpul vor să fie acasă, indiferent unde se află. 9 прокурора антикоррупционной прокуратуры подали заявление об отставке после того, как уведомили о начале процесса внешней оценки. Один из них вел дело о банковском мошенничестве. Что вы думаете по этому поводу? Ну, я видел там и прокурора, видел списки в телеграм-каналах, видел там есть такой компан, который мне угрожал и который вел некоторые мои уголовные дела и давал указания Ермолюку. У Ермолюка же мозгов не хватит. На компу он очень подготовленный, хитрый парень. И он руководил вместе с, мы знаем, с Булатом, с Робу, этим прокурором, который посадил меня в изолятор, и моих родственников и так далее. Мы это все знаем и помним. Мы обязаны это помнить. И есть христианский долг. Знаете, вот по христианской вере долги всегда нужно возвращать. И мы эти долги обязательно должны вернуть, и мы их вернем. Но что я об этом думаю? Я думаю, что я не знаю всех 9, я только нескольких. Их использовали, поматросили и бросили. Они думали, что если они будут открывать уголовные дела на оппонентов Майи Санду и Плохотнюка, потому что они, многие из них действовали по указке Плохотнюка, то их погладят по головке и дадут дальше заниматься беспределом. И сейчас, когда начали вот эти проверки, они поняли, что их уберут по статье. Поэтому они оттуда ушли. Это мое мнение. Правительство США, Великобритании и Канады выступили совместное заявление в поддержку Молдовы. В нем говорится о том, что российские силы замышляют заговор в Молдове, чтобы влиять на результаты президентских выборов.
осенью 2024 года. Давайте скажем честно. Ну, кто больше вмешивается в внутренние дела Молдовы и поддержку Майя Санду на этих выборах, ну, одного из конкурентов на этих выборах больше, чем Запад. Давайте посмотрим по референдуму. У нас четко прописано в законе, что избирательная кампания не может вестись за счет зарубежных средств. Что у нас происходит? По референдуму, референдум это тоже избирательная кампания. Запад выделил гранты внешней помощи по продвижению этого референдума. И Майя Санду это допускает. Так это же вы вписали в закон, чтобы не было внешней финансирования. Кто дестабилизирует? Кто пытается влиять на эти выборы? Кто согласился на то, чтобы Майя Санду включила голосование по почте в США и Канаде? Вы это сделали? Так кто провокатор? Уважаемые наши партнеры, мы вас очень уважаем. И мы понимаем, что вы делаете. Но о чем свидетельствует вот это заявление? И многие другие вещи, которые делает Майя Санду в последнее время. Я вам объясню. Заявление посольства или правительства США, Канады и Великобритании вписывается в список действий, которые Майя Санду делает, потому что она боится, она понимает, что она может проиграть эти выборы. Я слышу многие заявления, что, слушай, Майя Санду точно выиграл уже и так далее. Если она выиграла, зачем делать такие вещи? Зачем голосование по почте? Зачем закон о предательстве Родины, где можно любого снять с выборов? И многое другое. Майя Санду боится. И правильно боится. Поэтому все эти шаги показывают агонию нынешней власти. Они понимают, что выборы эти, они проиграют. Если по-честному, они проиграют. Вот поэтому появляются такие заявления. К чему это приведет? Ну, давайте доживем до осени. Посмотрим, что будет и в Соединенных Штатах будет, что будет в Европейском Союзе сейчас. Новое руководство будет. И я думаю, что ситуация поменяется и там тоже. Как результаты выборов в Европарламент отразятся на Молдове? Я думаю, что они отразятся напрямую, потому что это будет новое руководство Европейской комиссии. Во всяком случае, уже понятно, что партии, которые выступают за национальный интерес, укрепились в Европейском Союзе. Ситуация в двух основных странах, которые являются, ну, основой Европейского Союза, такие как Германия и Франция, там с треском проиграли те, которые сейчас руководят этой страной. Это партия Макрона и партия Шольца. Во Франции будут досрочные парламентские выборы. Это полностью поменяет или начнет изменение всей конфигурации и позиции Европейского Союза по отношению и к своим соседям, безусловно, к Молдове. Повторюсь, приходят к власти и укрепляются те, которые будут бороться за национальный интерес. Поэтому и мы в Молдове должны это понимать. На следующих выборах голосуйте не за Майю Санду, которая за американский и европейский интерес. Голосуйте за тех, которые за национальный интерес, за молдавский интерес. И этот тренд будет везде. Леонид Бука. Пуназио. Требацу в Европе Майя кумсе троес кучинч меделей кучинч копиш кредит кумсе не дискурка. Значит, он трек джава. Кумсе он трек пимая. Например, ну, поц он трек, потому что я не распундит ла нимик. Я распунс прима дат ин патру ан ла интервью аша инкомод, когда после есть Юрий, кому испуни, Юрий Труд, кому испуни? Ну, что я трек оператор. Юра мы скут, как хэнди кучала каре кумай ла Молдове. Начало макар юдатнешн интербер корректи, ш Майя Санду поплыла. Ну, распунс нешн он интербер. Есть теми ди интербер, я фуджи ди уамин, и плачен масы батанем палми, на фара цариса, он сели гал бенефикарли контроляции. Но с респондом Майя Сандла, Саша, я ничего не сагандешти. Зинаида Д. Здравствуйте, уважаемый господин Дон. Скажите, пожалуйста, как будем голосовать мы из России? Ведь все делается, чтобы мы смогли, не смогли приехать в Молдову. Зинаида, насколько я знаю, сейчас ведется работа, чтобы открыли хотя бы 4-5 участков в России. Это очень мало. Но я очень надеюсь, что хотя бы на эти 4-5 участков, где будет в среднем по 5 тысяч бюллетеней, хотя бы 20-25 тысяч наших молдаван придут голосовать. К сожалению, мы не можем повлиять на то, чтобы открыли больше участков. К сожалению.
Ну, ситуация такова, что это решение правительства Республики Молдова. Поэтому хотя бы на этих, вот кто-то мне пишет, что Дуди зовут, да, спасибо, Виталий. Юрий Дудь зовут этого, которому Александра давала интервью. Поэтому хотя бы на этих участках, я думаю, что в ближайшее время будет понятно, где эти участки, нужно обеспечить максимальное присутствие наших граждан. На данном этапе уже можно начинать регистрацию на сайте ЦИК тех, которые хотят проголосовать в России, потому что количество тех, которые зарегистрируют, это аргумент в пользу открытия большего количества участков. Снимай сплетень. 30 минут, Кадибичей. Его в эмоции мест фарте мод. Апропо, Кадибичей вас мун каресте аджента пентру урматуар лизили. Штиц, ка сон фарте актив ин территорию. На районе дискуссии ку амени. Ком вам спус мэйне лаворили 11. Энчепи маршу фамилии. Не странжим лынга чирк. Шмерджим пижос пан ла катедрал. Йо ва инвит питоцки. Шнавуени чей каресе на территорию. Ку копилаши. Веніть сфери, у сфері драпелі, балуані, фамілії традиціонали. Мерджим маршу фамілії сенера тем позиція, його інвіт суфіц. Ши Домінік лавор лізечі, так ми грішає, скам планифікат, он тривідері ла калараш, куча та ціні. Чин дорес, ку втім, веніць ла часна тривідері. Його мулцумеск, говорить санататі, кудо мне жути, ши Христос анацата.